Prin chestii asiatice, dacă în bucătărie ne place atât de tare asiatic, poate mai aflăm și ceva despre studii asiatice, despre K-pop, despre, chiar am văzut un documentar de curând, despre Blackpink și BTS, ceea ce sunt fenomene muzicale din partea aceea. Vorbim azi cu Alexandra Barani, meșter de origami, să mă înveți și pe mine să fac un avion de hârtie, și Vasilica Gabor, reprezentant departamentul studii asiatice. Bună dimineața! Bună dimineața! Am zis bine, da? Ce am zis până acum? Da, este foarte bine. Așa cum ai menționat, eu am mai fost în calitate de profesor și artist origami și, desigur, profesor de limba japoneză, dar astăzi voi vorbi în calitate de reprezentant al Departamentului de Studii Asiatice din cadrul Universității Român-Americane. Noi avem trei centre principale: Centrul de Studii Româno-Japoneze Angela Hondru, Centrul de Studii Româno-Chineze și, desigur, Centrul de Studii Româno-Coreene, care este tema noastră de astăzi. Azi suntem pe Româno-Corean. Exact. Ce învățăm acolo? Acest centru, de fapt, vinerea aceasta, se va transforma în Korea Corner. Da. Este un proiect realizat în parteneriat cu Korea Foundation și Ambasada Coreei în România. Ce este acest Korea Corner, de fapt? Va deveni un spațiu disponibil și deschis tuturor pasionaților de cultură și limbă coreană. Pot descoperi Corea și cei care poate nu sunt încă în zona aia sau poate nu sunt... N-au prins K-pop-ul, ar fi interesat să descopere. O mare mișcare K-pop-ul. Exact, exact. Vasilica ne va spune mai multe, colega mea Vasilica Gabor. La acest Korea Corner putem practic să învățăm limba coreană, să participăm la ateliere culturale. Da. Și, desigur, să vedem cum arată un costum tradițional. Asta vreau să întreb. Ăla este costumul tradițional corean, nu? Corean, da. Corean. Acesta se numește hanbok. Da. Ați discutat acum despre K-pop. Pot să spun că eu am descoperit K-pop-ul în anul 2012. Atunci nu era un fenomen. Acum mai potolită, okay. Dar înainte destul de înrăită. Am descoperit K-pop-ul pentru că făceam dansuri, făceam street dance și breakdance și încercam să găsesc o alternativă, alte melodii, alte inspirații. Astfel am participat și la un concurs de dans cu trupa din care făceam parte atunci, Dubstyle Kings. Da. Am câștigat faza națională, apoi am avut norocul să fim selectate în finala din Corea. Fost acolo? Da, am fost acolo. Au fost 15 echipe selectate la nivel mondial. Zi-mi, te rog, cu ce-i deosebită Corea față de restul Asiei? Ce au în mod special? Aș putea să zic zvucul. Okay. Cum trăiesc viața. Ei sunt foarte energici, sunt foarte pasionați. Nu știu multe despre Blackpink în speță, că despre ele am văzut un documentar și am văzut ce înseamnă la ei școala de muzică și ce înseamnă cum să-ți pregătesc atâta timp. Au un sistem care au învățat că funcționează, au o rețetă pe care o aplică și din punctul ăsta de vedere, să zicem, sunt de apreciat în partea asta profesională. Și la evenimentul de vineri vom avea parte de astfel de experiențe, pentru că avem un spectacol pregătit pentru cei care ne vor urmări, atât fizic. Evenimentul poate fi... Este și online? Este și online, disponibil pe pagina de Facebook Centrul de Studii Româno-Coreene, iar cei care doresc să participe fizic, încă mai sunt locuri disponibile pe evenimentul de pe Facebook, Korea Corner Grand Opening. Vor putea urmări spectacol de dans cu evantaiele, un moment muzical cu tobe tradiționale coreene și, desigur, K-pop dance. Avem mai multe trupe care vor veni să ne încânte, printre care și trupa din care Vasilica face parte. Am avut... a prins foarte bine fenomenul în România. Știu că am primit multe mesaje, mai ales la X-Factor, când am zis în necunoștință de cauză cineva dintre noi ceva mai de rău și ne-a sărit toată comunitatea în cap, semn că sunt foarte uniți. E o comunitate foarte mare și cursanții care doresc să învețe limba coreană au început să prindă un număr cât mai mare, să vină... Foarte greu de învățat coreana? Eu, în calitate de profesor de limba japoneză, pot să spun că e puțin mai ușoară ca scriere, pentru că în japoneză ai... 2000 plus de caractere pe care trebuie să le înveți. În corean însă ai, Vasilica, știi mai multe că sunt în jur de 26 de caractere, doar că acestea le putem învăța în jumătate de oră, dar pronunția este foarte grea. Acolo e greu, nu? La pronunție. În schimb, la japoneză îi mai schimbă pronunția. E mai simplă pronunția, da. Am vorbit despre ce se întâmplă în weekendul ăsta. Hai să și vedem o mostră de dans. Roxana Morășanu este unul dintre dansatorii care vor fi pe scenă vineri. Și a venit astăzi cu un alt dans.
Deci dacă sunteți curioși, vineri puteți să ne urmăriți pentru a vedea ceva nou. Pe muzica celor de la BTS, BTS este, să o vedem. Da.